Spitalul Județean de Urgență Mavromati din Botoșani a primit recent sute de echipamente medicale ultraperformante, partea unui proiect dedicat prevenirii infecțiilor nozocomiale, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Valoarea totală a acestui proiect se ridică la 4 milioane de euro. Proiectul inițiat de Consiliul Județean Botoșani împreună cu echipa spitalului a obținut un punctaj de 74, situându-se pe locul 4 la nivel național în procesul de evaluare. Spitalul beneficiază de 415 echipamente medicale moderne, dintre care cele mai multe au fost au deja livrate și sunt funcționale. În prezență desfășoară licitațiile pentru ultimele două loturi de echipamente. Principalele secții care au fost dotate cu aceste noi echipamente includ laboratoarele de analiză medicală, serviciul de sterilizare, secții ATI, blocul operator, blocul de nașteri, secția oncologie, serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, ambulatorul integrat și unitatea de primiri urgențe.